Foarte frumos. Se întâmplă lucruri în Oradea. Pe de altă parte, undeva între Marte și Jupiter, la o distanță de aproape 570 de milioane de kilometri de pământ, se află un asteroid care se numește Galați. El a fost descoperit de către cercetătorii Observatorului Astronomic de la Muzeul de Științe ale Naturii din Galați. Descoperirea românilor a fost recunoscută de cei de la NASA, iar cercetătorii ne-au asigurat că asteroidul Galați nu va pune vreodată în pericol planeta noastră. Observăm orbita planetei Jupiter, da? Și orbita asteroidului descoperit. Iată asteroidul care a primit numele provizoriu de 2021-62. Cercetătorii Observatorului Astronomic Galați au primit confirmarea din partea International Astronomical Search Collaboration că, într-adevăr, au descoperit un asteroid. Aflat la 570 de milioane de kilometri distanță față de Pământ, asteroidul a fost descoperit după ani de muncă asiduă. El este situat în centura principală de asteroid dintre Marte și Jupiter. Observăm aici orbita planetei Marte și planeta Roșie. Observăm și orbita lui Jupiter. Iar între cele două orbite există o zonă, se numește centura principală de asteroizi. În această zonă se găsește și asteroidul descoperit de echipa pe care am condus-o. Urmează ani de noi observații, iar după ce asteroidul va fi numerotat și catalogat de Uniunea Astronomică Internațională, descoperitorii săi îi pot da un nume. Mi-am dorit de 20 de ani să descoper un asteroid chiar aici la Galați. Mi-am scris într-un program educațional. Am primit mai multe seturi de imagini. Cu ajutorul unui soft pe care noi îl utilizăm de peste un deceniu aici în cadrul Observatorului Astronomic, am identificat și am descoperit câțiva posibile asteroizi, se va numi Galați. Putem spune cu certitudine că nu face parte din categoria asteroizilor apropiați Pământului, ci este un mine belt, cum spunem noi, un asteroid din centura principală de asteroizi. Este prima dată când facem acest lucru și eu una sunt foarte entuziasmată de lucrul acesta. Da, am contribuit și la descoperirea stelelor variabile. Unii probabil o să creadă că e mult prea greu, dar nu este greu. Dacă asta îți dorești să faci... După acest asteroid ne-am uitat foarte multe ore, având sute de imagini pe parcursul a 3 ani. Am căutat asteroizi și am făcut foarte multe rapoarte, până într-un final unul dintre ei s-a dovedit a fi nou descoperit. Un vânător de asteroizi trebuie să fie foarte răbdător. Echipa de cercetători s-a gândit deja că asteroidul ar trebui să poarte numele orașului Galați. De-a lungul timpului, oamenii de știință din Galați au descoperit mai multe stele botezate și ele după numele localității. Acum, undeva pe cer, există și un asteroid ce va fi botezat cu numele orașului de la Dunăre.